Vin în ajutor, Doamne, că se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută, nimicească, Domnul, toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie. Pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asipriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie, pretutinde în mișună cei răi când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor. Amin. Amin. Aș dori să privim împreună în seara aceasta la un psalm care ar trebui să fie aproape de inima fiecăruia dintre noi, datorită unei teme speciale prezente în acest psalm. Și anume, această temă poate fi observată în versetul 1. Psalmistul David cere ajutor Domnului, căci se duc oamenii evlavioși. Sau zice el, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Evident, oamenii evlavioși și credincioșii sunt aceeași categorie de oameni și acest psalm este o plângere înaintea lui Dumnezeu, o tânguire pentru împuținarea oamenilor credincioși din lume, pentru îndepărtarea oamenilor credincioși, pentru plecarea lor în veșnicie. Și nu știu dacă dumneavoastră ați resimțit vreodată așa un gol chiar în suflet, nu doar să observați un gol în adunare sau un gol în suflet, când un om foarte credincios, cunoscut ca un om credincios, cu o mărturie de om credincios, a plecat dincolo. Ceva, parcă ceva din lumea aceasta pe care Dumnezeu a lăsat-o lipsește. Parcă s-a dus ceva important. Și adevărul este, dragii mei, că una dintre cele mai mari pierderi, sau dacă nu cea mai mare pierdere pe care o putem suferi pe pământ, nu sunt casele, nu sunt mașinile, nu sunt averile, ci sunt oamenii valoroși. Pentru că toate lucrurile acestea au valoare doar dacă sunt oameni cu cap și cu înțelepciune care să le folosească. Altfel nu au niciun fel de valoare. Motiv pentru care în alte vremuri și în această țară și pretutindeni, chiar dacă au fost vremuri de restricție, de persecuție, vremuri de foamete, vremuri de boală, starea, să zic, poate a națiunilor sau a bisericilor sau a credincioșilor a fost înaltă pentru că au fost oameni evlavioși acolo, nu pentru că au dus-o foarte bine, da? De aceea cred că fiecare dintre noi, poate și dacă numai citim istoria și n-am cunoscut oameni din ăștia, am putea rezona cu ceea ce spune psalmistul David în locul acesta. Da? Vedem că se duc oamenii evlavioși și pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Aceasta este o tragedie a vremurilor noastre. Că oamenii valoroși pe care noi i-am avut, încetul s-au dus. Și bineînțeles, primul lucru care ar trebui să ne cerceteze pe fiecare dintre noi este dacă noi suntem în locul acelor oameni care au plecat, noi suntem oameni care ar trebui să fim și care au fost cei dinaintea noastră. Am auzit că în unele locuri la mormântări se obișnuia, când se prezenta Evanghelia și se făcea evangelizare, murind unul dintre credincioși, se obișnuia să se întrebe cine ia locul. Dar ăsta era un mod, după ce se prezenta Evanghelia, de a evangeliza. Și erau oameni mișcați, da, într-adevăr, ăsta a fost un om adevărat, ăsta a fost cu adevărat un pocăit, ăsta a fost cu adevărat un credincios. Da, așa că ăsta aș vrea să fiu. Sunt alții care nu sunt chiar cum trebuie. Dacă ăsta, da. Această plângere, cred că ar trebui să fie și în inimile noastre. Viața noastră nu trebuie să fie numai bucurie, viața noastră nu trebuie să fie numai zâmbet, viața noastră nu trebuie să fie așa, o privire din asta goală, tâmpă. Viața merge înainte, ce contează, că mai sunt oameni credincioși, că-s puțin, asta nu. În inima noastră ar trebui să fie o durere pentru îndepărtarea, pentru împuținarea acestor oameni. Și avem prezent, într-un fel, David aici, Duhul Sfânt ne învață prin David cum ar trebui să ne exprimăm acest sentiment de goliciune, această tânjire, această tânguire a noastră când vedem îndepărtarea oamenilor evlavioși și pierirea credincioșilor dintre fiii oamenilor. Cum? Păi în primul rând David cheamă prezența lui Dumnezeu. El zice, vină în ajutor, Doamne. Și chiar mă gândeam astăzi citind psalmii
Am avut cu studiu aproape de Psalmul 100, ianuar la rând, de o bucată de vreme. Sunt foarte puține chestiuni practice pe care le spun psalmiști. Foarte puține lucruri. Nu zice, 7 pași când te simți în depresie, uite ce să faci. Mergi pe pașii ăștia și o să te simți bine. Nu. Sunt foarte puține lucruri practice pe care ți le zic să le faci. Și într-un fel, parcă din noi înșine, pragmatismul strigă și spune, dar dăm ceva ce să fac dacă situația e așa. Uite, pierd fiii oamenilor, pierd credincioșii dintre fiii oameni. Păi ce să facem? Nu? Dăm niște metode. Păi ce să faci? Ce, poți învia înapoi? Ce poți să faci altceva decât să tânjești ca tu să fii unul din oamenii ăia sau să influențezi pe alți oameni să fie și ei evlavioși? Ce altceva ai putea să faci? Și nici așa nu reușești, că până la urmă sfințenia și evlavia și credința depinde de lucrarea lui Dumnezeu în inimile noastre. De aceea, deși nu sunt soluții practice sau pragmatice, poate cel mai practic lucru este să strigăm la Dumnezeu. Să chemăm prezența lui Dumnezeu. David spune, se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fii oamenilor. Ce să facem? El zice, vin un ajutor, Doamne. Parcă ăsta e ultimul lucru pe care îl poate spune și pe care, de fapt, singurul lucru pe care putem să-l spunem lui Dumnezeu. Ca El să vină în ajutor, pentru că El are soluții. Ce putem noi să facem, practic? Nu vedeți, dumneavoastră, predicăm Evanghelia duminică de duminică și casa asta deschisă aici, joia e casa deschisă, duminică dimineață, duminică seară. Putem noi să producem mântuire în cineva? Putem noi să facem pe un pocăit adevărat, să-l facem mai evlavios decât ei? Să-l facem mai credincios, mai dedicat, mai consacrat? Nu putem să facem noi lucrul acesta. De aceea singura armă adevărată care ne rămâne în mână este rugăciunea. Este rugăciunea. Al doilea lucru pe care îl face David în această tânguire a lui este să caracterizeze prefăcuții lumii acesteia. Cu alte cuvinte, dacă se duc evlavioșii și credincioșii dintre fiii oamenilor, cu ce rămânem? Dacă se duc credincioșii și evlavioșii, cu ce rămâi? Cu necredincioșii. Cu neevlavioșii. Și el îi descrie, cumva îl motivează pe Dumnezeu. Doamne, e o problemă acum, se împuținează oamenii evlavioși. Păi se împuținează și cu ce ați rămas? Păi uite, Doamne, cu ce am rămas. Oamenii spun minciuni unii altora. Pe buze au lucruri lingușitoare. Și vorbesc cu inimă prefăcută. Vedeți dumneavoastră că în versetul 2 ni se prezintă o legătură strânsă între ceea ce omul spune cu gura și ceea ce are în inimă. Spune, vorbesc. Își spun minciunii unii altora. Vorbesc cu inimă prefăcută. Deci minciuna, trufia, prefacerea, lingușirea care iasă pe gură arată spre o inimă prefăcută, bolnavă, stricată, imorală. Da? Și acum, oare o fi lucrul ăsta chiar așa de grav? Ce ziceți dumneavoastră? Că oamenii, domnule, bine că nu sunt ucigași, bine că nu sunt, ce știm noi, nu fac păcate scandaloase, e chiar așa de grav că spun minciuni, că au lucruri lingușitoare pe buze și vorbesc cu inima prefăcută? Asta a fost primul lucru pe care mi l-am pus așa în minte și m-am întrebat cu privire la el atunci când am citit psalmul. Pare că David pornește așa de abrupt. Doamne, disperat, să duc oamenii evlavioși. Și după aia spune, și-a rămas cu oameni care spun minciuni. Aparent pentru noi minciuna, lingușeala, nu sunt păcate chiar așa de grave, nu? Sunt, dragii mei. Sunt foarte grave. De aici pornesc lucrurile, de aici se denaturează lucrurile. Dumneavoastră știți că, de exemplu, Hitler, care a fost un criminal, și-a omorât cel puțin 6 milioane de evrei, să nu mai punem țigane și alte etnii. Omul acesta a câștigat, în primul rând, cu niște discursuri, cu niște minciuni. A sucit mintea unui popor întreg. A ajuns până acolo încât să subjuge națiuni întregi din Europa. Într-un secol al dezvoltării, al iluminării, al dezvoltării din orice punct de vedere. Cum? Prin minciuni. Prin distorsionarea adevărului, prin pervertirea limbajului, prin sucirea minților oamenilor. Să nu care cumva noi să credem că lucrurile acestea sunt prea mici. Știința, de exemplu, de astăzi. Știți câte minți au zăpăcit știința de astăzi? Câte minți, câte suflete tineri sunt pierdute astăzi? Poate cei mai mulți tineri din lumea seculară, lumea civilizată de astăzi, din vestul Europei, sunt rătăciți datorită ceea ce este numită știință. Da, există o parte adevărată în știință, dar există și multe minciuni. A, nu, Dumnezeu nu există pentru că, uite, am găsit noi, nu știu ce uriaș, nu știu când, care înseamnă că am datat noi cu nu știu ce metode și, de fapt, lumea nu e de 6.000, de 8.000, de 10.000 de ani. De fapt, lumea e de nu știu câte sute de milioane de ani. De fapt, noi nu suntem creația lui Dumnezeu, nu purtăm chipul lui Dumnezeu. Avem chip de maimuță, puțin mai dezvoltat. Știință, care este plină de minciună.
Și care are o formă de înțelepciune foarte atractivă. O, domnule, ce să mai credem noi miturile alea din cartea aceea? Noi suntem tineri, suntem iluminați, mai credem porcăriile alea, nu? Asta e modul în care oamenii privesc în realitate Sfânta Scriptură. Și ăsta e, dacă ar spune numai atât ar fi bine. Dacă ar spune atât numai ar fi bine. Da? Știința este infectată de minciună. Politica e infectată de minciună. Uitați, suntem în campanie electorală. Atâta minciună la fiecare zi. De ce țara asta de 30 de ani? Biblia spune să ne rugăm pentru dregătorii noștri ca să ducem o viață pașnică și liniștită. Biblia spune lucrul acesta. Că dacă dregătorii noștri nu sunt cum trebuie, nici noi nu o ducem cum trebuie. În loc să ne preocupăm de lucrarea Domnului, să ne preocupăm de alte lucruri, să fim în robia lor. Mă înțelegeți ce spun? Nu este tot una că ei mint cu nerușinare. Și când înșală națiunea asta, noi am zis, fur revoluție, zice, am ieșit, domnule, din comunism. Știi, am sărit din lac în puț. Am sărit din lac în puț. Din multe puncte de vedere e mai bine. Din alte puncte de vedere nu e mai bine. E multă minciună. Multă minciună. Multă minciună. E multă minciună și în religia de astăzi. Nu e minciună în religie. În știință e minciună. În politică e minciună. În religie nu e minciună. Hai zice, bă, măcar aici, nu? Preoții, slujitorii Domnului, oamenii pioși care sunt cu scripturile în mână, ei spun doar ce vrea Dumnezeu. Așa-i? Câte invenții omenească. Câte de practici omenești. Și cu câtă vervă și cu câtă înverșunare vorbesc ei împotriva celor care predică doar cuvântul lui Dumnezeu. Nu e asta lumea în care trăim noi acum? Vedeți dumneavoastră, a spune minciuni, lucruri lingușitoare, a avea inima prefăcută, nu e un lucru simplu. Asta e metoda de rătăcire a umanității. Al treilea lucru pe care îl face David, mai neobișnuit, pentru noi, nu pentru el, este că el cere pedeapsa Domnului. Cere o intervenție practică, directă a lui Dumnezeu. El știe că el nu poate să facă nimic în privința aceasta și cere ca Dumnezeu să intervină. Și el spune așa, nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufia. Adică, Doamne, oprește izvorul ăsta de minciună, izvorul ăsta de înșelătorie, izvorul ăsta de distorsionare a adevărului. Dacă adevărul ne face sloboz, minciuna cum ne face? Robi! Robi! De aceea David se roagă ca Dumnezeu, cere pedeapsa lui Dumnezeu peste oamenii aceștia. Cere pedeapsa lui Dumnezeu peste oamenii aceștia. Și în această cerere a pedepsii, el creionează din nou pe oamenii ăștia. Și din nou spune că au buze lingușitoare și că limba lor vorbește cu trufie, da? Lingușeala înseamnă o înșelătorie, o formă de înșelătorie. Încep să spui anumite lucruri care nu sunt adevărate despre cineva ca să-l câștigi, da? Iar trufia este a vorbi cu trufie înseamnă a vorbi ca un încrezut, da? Și zice, Dumnezeu să pedepsească lucrul acesta, să oprească lucrul acesta. Și apoi citează pe oamenii aceștia. Doamne, cum sunt mincinoși ăștia? Cum vorbesc ei ca să-i recunoaștem? Ia auzi ce spun ei. Pe cei ce zic, ia ascultați, suntem tari. Suntem tari cu limba noastră. La ce se referă ei că sunt tari cu limba? Adică atunci când vorbesc ei, se întâmplă ceva. Au influență. Și știți dumneavoastră că în vremea noi, în care noi trăim, cei care activează în mediul online sunt numiți influenceri. Adică oameni care au o retorică specială, au o carismă specială și reușesc să inoculeze mintea celorlalți ceea ce crede, chiar dacă nu e adevărat. Sunt factori de influență. Sunt oameni populari. Sunt oameni care sunt tari cu limba. Nu spune că sunt tari cu adevărul. Sunt tari cu limba. Important e că știu cum să mânuiască cuvintele, nu că spun adevărul. Da? Deci ei sunt oameni influenți, zice, suntem tari cu limba noastră, ei se laudă cu lucrul ăsta. Când vorbim noi, toată lumea ne ascultă. Și nu doar că sunt tari cu limba noastră, asta arată în relație cu oamenii, ci arată ceva și în relația lor cu Dumnezeu. Ia auziți ce spune. Căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi? Adică dacă noi manevrăm mase de oameni și noi amăgim și le sucim capul cu ideile noastre și cu lucrurile pe care le spunem noi și cu minciunile noastre și cu înșelătoriile noastre, cu prefacerea noastră, cu lingușeala noastră, cine ar putea să fie stăpân peste noi? Păi noi știm cine. Dumnezeu, nu? Dar în mintea lor nimeni nu este stăpân peste ei. Ei vor să fie independenți. Influenți față de masele oameni și independenți. Autonomi. Nimeni să nu-i stăpânească pe ei. Nimeni să nu-i controlească. Să-i controleze, da? Nimeni să nu-i direcționeze. Și David cere pedeapsa lui Dumnezeu peste asemenea oameni. Care sunt factori de infecție spirituală și morală în societate. Al patrulea lucru pe care îl face David este că el comunică o promisiune a lui Dumnezeu aici pentru încurajarea noastră. Deci în tânjirea asta lui el comunică o promisiune a lui Dumnezeu. Și el zice așa, pentru că cei nenorociți sunt asupriți
Și pentru că săracii gem, de ce gem săracii și nenorociții s-au supriți? Pentru că sunt alții care cu buzele lor asupresc, care stari cu limba și care nu au niciun stăpân. Și omul fără stăpân se comportă ca un om nebun și face ce-l taie capul. Ăsta e rezultatul. Ăsta e rezultatul. Și asta se întâmplă fie că e vorba de adunare, fie că e vorba de familie, fie că e vorba de societate. Unde omul se consideră fără stăpân și el ia locul lui Dumnezeu. Și pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, spune el, acum zice Domnul, dar citează aici, este o promisiune a lui Dumnezeu. Acum zice Domnul, mă scol și aduc mântuire sau scăpare celor obișnuiți. Da? David descrie în această promisiune a lui Dumnezeu o stare decăzută a acestor oameni. Ei sunt prigoniți, sunt urmăriți, sunt persecutați de oamenii aceștia. Da? Sunt exploatați. Oamenii aceștia sunt evident niște oameni evlavioși, că despre ei vorbește, care pierd, da? Care se duc din țară. Lumea îi vede pe ei ca un cancer din ăsta, social. Și așa au fost văzuți credincioși în toate timpurile. Din cauza lor au fost problemă. De la nebunul Nero care a spus, de ce sunt probleme? Din cauza creștinilor. Da? Și a dat foc Romei și a dat apoi vina pe creștini. De-a lungul istoriei creștinii au fost găsiți țapul ispășitor. De ce merg lucrurile rău? Pocăiții. Din cauza lor, blestemul lui Dumnezeu. Noi suntem aici în grădina Maicii Domnului. A fost o vreme în care prindea la populație lucrurile acestea. Prindea. Și întotdeauna credincioși adevărați vor fi văzuți niște probleme în societate. Și vedem lucrul acesta a ajuns la climax în necazul cel mare. Am studiat deja lucrul acesta. Când au o problemă particulară cu copiii lui Dumnezeu. Ăștia singura lor problemă. Atâtea necazuri și mânia lui Dumnezeu, eu zic, din cauza cui? Din cauza credincioșilor. Și are loc un măcel în masă a copiilor lui Dumnezeu. Da? Nenorociții sunt asupriți și săracii gem. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, veți vedea lucrul acesta. Oamenii tari cu limba lor, cu buzele lor, care au nenorocit pe alți oameni. Vă aduceți aminte, vă dau un exemplu. Izabela. Când bărbatul plânge după o vie. Ce spune Izabela? Nu fi prost, mă, că tu ești împăratul. Ce? Care e problema? De ce ești râs? Păi am văzut via lui Nabot. Și care e problema? Ridică doi martori, tari cu limba, lingușitori, mincinoși. Și se rezolvă problema. Și au ucis sânge nevinovat pentru ce? Că au fost tari cu limba. Aduceți-vă aminte de Ștefan. Au ridicat martori mincinoși. Aduceți-vă aminte de Pavel. Am studiat deja lucrurile acestea în Cartea Faptelor Apostolilor. Au ridicat martori mincinoși. N-a contat că la procesul Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, s-au ridicat martori care se contraziceau între ei. Nu contează! Nici nu contează! Tari cu limba. Și-au sucit mintea lui Irod, și-au sucit mintea lui Pilat, și-au sucit mintea neamurilor, și-au sucit mintea noroadelor și au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Nu este un lucru mic. Dragii mei, nu este un lucru mic. Cu limba lor, într-un fel, vreau să extirpe, da? Pe cei credincioși, capul fi un fel de buboi canceros. Și Dumnezeu promite în locul acesta, cum zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Și într-un fel sau altul, Dumnezeu de-a lungul istoriei a arătat această salvare dumnezeiască pe care El a dat-o copiilor Lui. Pe alții a lăsat să moară, dar pe alții a salvat ca un exemplu pentru noi. Ca un exemplu pentru noi. Explicați-vă dumneavoastră cum un om care a stat în închisorile comuniste, bătut crunt, în continuu să trăiască până la 80-90 de ani. Și cu TBC și cu toate bolile de pe lumea asta. Cum vă explicați? Că ea nu-i făceau tratament după aceea în închisoare, îl duceau la medic. Da? Cum vă explicați? Nu-i Dumnezeu ironic? Și comuniștii care au persecutat au murit de mult. Cum vă explicați? Este felul în care Dumnezeu răspunde. Dar nu este o promisiune, un cec în alb. Întotdeauna când ți-e greu, eu te scap. Nu! Dar Dumnezeu ne-a arătat că este un Dumnezeu puternic care intervine supranatural. Acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Al cincilea lucru pe care îl face David este să certifice această profeție. De unde știm noi că e adevărat? Avem atâtea promisiuni în cuvântul lui Dumnezeu și avem pe asta. Că Dumnezeu, zice aici, aduce mântuire celor obișnuiți. Dar de unde știm? De unde știm? Păi el zice de unde știm. Versetul 6 zice așa, cuvintele Domnului sunt curate sau adevărate. Sunt adevărate. Când Domnul Iisus Hristos spunea adevărat, adevărat vă spun, El nu dorea să spună, până acum v-am spus lucruri care sunt așa puțin adevărate, dar acum vreau să fiți atenți că acum chiar spun tot adevărul. Nu! Când Domnul Iisus Hristos spunea adevărat, adevărat vă spun, era un mod de a le atrage atenția și un mod de a le readuce aminte că ceea ce spune El este adevărul pur curat, fără niciun fel de impuritate. Fără nicio fărâmă de neadevăr. Fără nicio formă de înșelăciune sau de lucru care ar putea fi interpretat în trei feluri și așa mai departe. Nu! Adevărul curat, pur al lui Dumnezeu. Și spune că cuvintele Domnului sunt cuvinte
curate, ascultați-mă, adevărate. Într-o lume a minciunii, lingușelii, prefăcătoriei, lingușeirii, trufiei, într-o lume în care oamenii cu buzele lor stăpânesc, într-o lume în care oamenii cu limba lor fac rău, într-o lume de asta, unde poți găsi adevărul? Când e minciună la televizor, când e minciună pe buzele profesorilor, când e minciună în gurile prietenilor, când e minciună în gurile, poate, a preoților, când e atâta minciună, unde să găsești adevărul? Spuneți-mi dumneavoastră. Cu oamenii zic, domnule, dacă la biserică mă duc și acolo nu găsesc adevărul, unde să mă mai duc? Că noi le spunem, băi, nu-i cum trebuie lucrul ăla, nu-i adevărat lucrul ăla, nu-i adevărat. Păi ce, nu mai știu ce să cred. Pe politicieni care ne conduc țara nu pot să-i cred, pe ăștia care conduc bisericile nu pot să-i cred, prietenii nu mai pot să crezi că și ăștia urmăresc interesele lor, profesorii, oamenii de știință, nici pe ăștia nu mai pot să crezi că ăștia și ăștia satei și-l urăsc pe Dumnezeu. Pe cine să mai cred? Pe cine să mai cred? Spuneți dumneavoastră, pe cine să mai credem? Păi David ne spune, cuvintele Domnului sunt adevărate sau curate. Unde e atâta minciună, la ce să apelezi? Spuneți-mi dumneavoastră, la ce să apelezi? În taină acolo, inimii tale, în liniștea casei tale, dacă Dumnezeu ți-o dat, o să deschizi cuvântul lui Dumnezeu, că în atâta minciună, cuvântul Domnului este curat. Este adevărat. Nu doar că este curat și adevărat, auziți ce spune aici. Este un argint lămurit sau cercetat sau evaluat în cuptor de pământ și curățit de 7 ore, adică testat și dovedit cum? Adevărat. Asta spune argint curățit în foc de 7 ore. Adică cuvântul lui Dumnezeu a fost testat de fiecare care a vrut să-l testeze și a fost dovedit cum? Adevărat și curat. Orice om care sincer l-a căutat pe Dumnezeu, care sincer mișcat de Duhul Sfânt a vrut să vadă dacă cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, i s-a dovedit direct de către Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt, prin cuvânt, că cuvântul Domnului este curat și adevărat. Ce mare încurajare pentru noi într-o lume a minciunii și a înșelătoriei și a erorilor și a ereziilor și a învățăturilor nimicitoare și a tuturor miturilor și basmelor și tuturor invențiilor omenești, să ai cuvântul Domnului care este curat. Adevărat. Ăsta este un lucru fantastic. De aceea, dragii mei, știți de ce sunt urâți credincioșii? Vă spun de ce. Și Psalmul ne spune de ce. De ce au o problemă cu noi? Pentru că suntem singurii oameni care deținem adevărul. Adevărul. Singurii oameni care nu pot să fie duse ca oamenii care nu pot să fie duși ca turmele de oi la măcelărie, sunt unii oameni care stau la distanță, deschid Sfânta Scriptură și spun ce spune ăsta, nu e adevărat. Și atunci când te ridici și spui, domnule, nu e adevărat ce spui tu, începi să ai o problemă cu tine. Începi să ai o problemă cu tine. Repet, fie că-s profesorii de la școală, fie că-s politicienii, fie că-s preoți, indiferent cine ar fi ei, în momentul în care ridici cuvântul lui Dumnezeu, ții cuvântul lui Dumnezeu sus, ținând sus cuvântul adevărului, spune Pavel. În momentul când faci asta, ai o problemă. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu pune în lumină minciuna. O dă pe față, o deconspiră. Și atunci au o problemă cu tine. Au o problemă directă cu tine. Atunci încep să lupte împotriva oamenilor evlavioși și împotriva oamenilor credincioși. Pentru că ei au adevărul lui Dumnezeu. Au cuvintele lui Dumnezeu care sunt curate și un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. A șaselea lucru pe care îl spune David aici este că el crede în protecția lui Dumnezeu. Ia auziți, el cu siguranță 100% spune, tu, Doamne, îi vei păzi. Pe cine? Pe cei care sunt obișnuiți, nenorociții, care s-a suprit, săracii, care gem, pe credincioși, care pierd dintre fiii oamenilor, pe oamenii vlavioși care se duc dintre oameni. Zice, îi vei păzi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Asta înseamnă că nu vom muri? Nu înseamnă asta. Asta nu înseamnă că unii nu vor suferi cu moartea? Nu înseamnă asta. Asta înseamnă că nu vom fi persecutați? Nu înseamnă asta. Ci înseamnă că Dumnezeu, într-un fel, va proteja sufletele noastre și nu va fi pierdut absolut niciunul dintre credincioșii lui Dumnezeu. Unii zic, mântuirea este prin Noul Testament, aici o înțelegem mai bine, prin Vechiul Testament nu o înțelegem. Ascultați-mă bine. Tu, Doamne, îi vei păzi. Asta e păstrarea pe care Dumnezeu le oferă credincioșilor lui. Și auziți, și vei apăra de neamul acesta pe vecie. Ce înseamnă pe vecie? Pe vecie! Dumnezeu va păzi pentru totdeauna. Adică dacă vor trebui să intre în împărăția lui Dumnezeu prin cuptoare de foc, prin temnițe, prin arenele romane, vor intra prin ele, dar vor intra în împărăția lui Dumnezeu și vor fi păziți de acest neam ticălos pe vecie. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și încheie psalmistul David cu o concluzionare, cu un principiu. El vrea să rămâne cu un principiu. Concluzionează cu un principiu. Foarte interesant.
principiu cu care el concluzionează. Și acest principiu are două aspecte. El zice așa, pretutinde mișnă cei răi când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor. El spune două lucruri. Este un principiu pe care trebuie să-l ținem minte. Și care îl observăm în societatea noastră, în lumea în care trăim. Când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor, adică când răutatea este înscăunată, când oamenii răi sunt în scaune, când oamenii răi conduc țara, lumea, societatea, biserica, când oamenii ăștia ajung în funcție, ăștia încep să pervertească legile. Da? Și în momentul în care se pervertesc legile, da? Deci poți să ai două forme de legi. Legi drepte sau legi nedrepte. Când ai legi drepte și sunt implementate în societate, societatea devine dreaptă, nu mântuită. Dreaptă. Oamenii se conformează de voie sau nevoie. Corect? Trebuie să conformezi. Asta este. Dacă nu, vin pedepsele. În momentul în care legea dreaptă este schimbată cu o lege nedreaptă, ticăloșii pot să-și facă acum de cap. Evident. Uitați ce spune textul. Când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor, deci când este înscăunată răutatea, pretutindeni mișună cei răi. La noi în țară s-a întâmplat exact lucrul ăsta. Au schimbat legea și au ieșit nenorociți și ticăloși în societate. Oamenii care trebuiau să fie izolați ca să poată societatea să dezvolte armonios, au ieșit afară și au început să-și facă de cap. De ce? Pentru că s-a înscăunat ticăloșia și răutatea. Și acestea sunt motive foarte serioase pentru noi de rugăciune, dragii mei. Este o poruncă din partea lui Dumnezeu să aducem lucrurile acestea înaintea lui Dumnezeu. Eu nu știu dacă dumneavoastră n-ați auzit foarte des lucrurile acestea. Dom'le, credincioșii n-ar trebui să se implice în politică. Oare? Oare? Dacă politica este o formă de pervertire a adevărului, dacă politica este o formă de distrugere a păcii și a liniștii din țară, dacă politica devine o formă de furt, da? A populației, atunci este o problemă noastră. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune ceva despre conducerea țării, ne spune ceva despre furt, ne spune ceva despre legi, despre dreptate, despre sfințenie. Nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre astea? Sigur că ne spune. Noi nu putem să tăcem în privința aceasta? Noi nu facem politică în sensul că vrem noi să ajungem să conducem țara. Dar noi facem într-un fel politica lui Dumnezeu pentru că suntem obligați de Dumnezeu să ținem cuvântul lui Dumnezeu sus și drept și să-l proclamăm, indiferent de cine ar fi vorba. Dacă Ioan Botezătorul ar fi spus, mă, într-adevăr, Irod trăiește cu nevasta lui frate-su, dar eu nu fac politică. Păi nu vorba de politică acolo, acolo e prea curvie. A, că e un politician care trăiește în prea curvie, asta e cu totul altceva, dar e prea curvie acolo. Înțelegeți? Și Ioan a confruntat păcatul respectiv. Chiar dacă era păcatul unor politicieni, unor conducători. El a vorbit împotriva acestor lucruri. Acestea sunt câteva lucruri pe care David ne-a prezentat în textul acesta referitor la această persecutare, la această prigonire, la această opresare, la această izolare, la această plecare a oamenilor evlavioși și a oamenilor credincioși dintre fiii oamenilor. Ne-ar prinde bine, dragii mei, și vă spun un lucru ăsta în final, ne-ar prinde bine să citim cărți despre oameni evlavioși. Să știți că ne prinde foarte bine. Să vezi ce oameni a avut Dumnezeu în istorie, ce oameni mari a avut Dumnezeu în istorie. Și avantajul nostru a românilor, mă refer la evanghelici români, la credincioși români, adevărați, oameni credincioși adevărați, este că avem, dacă, cum să zice, dai așa privirea peste spate și te uiți puțin îndărăt, foarte recent în spatele nostru sunt un nor de martori, cum spune Sfânta Scriptură, care au suferit pentru Hristos și care au plătit unii dintre ei cu viața lor. Și sunt lăsați martorii aceștia de Dumnezeu pentru noi. Și ar trebui să ne doară dacă nu vedem asemenea oameni ca ei care să fie astăzi printre noi. Ce crezi dumneavoastră? Mai sunt oameni ca Dumitru Cornilescu? Astăzi. Omul acesta care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și a dat ani din viața, aici o Biblie din 1924. Asta e Biblia pe care noi o avem. Chiar din 1924. Prima lui Biblie după ce s-a convertit. A muncit și a dat viața pentru asta. Și o avem până astăzi. Facem 100 de ani, în câțiva ani de zile, 100 de ani de când folosim această Biblie. Așa cum este ea. Mai avem oameni din ăștia astăzi? Oare mai avem oameni de felul lui Nicolae Moldoveanu? O mare parte din cântările pe care noi le avem în cărțile astea sunt de la el. Dar știți unde le-a făcut cântările astea? Cântările Harului 1959-1964, cântări din temniță. Sunt niște comori spirituale. Vă strâng câteva mii de cântări în limba română care nu pot să egaleze în conținut 5 cântări de aici. 5! 1000 din alea cu 5 din astea. Nu pot să egaleze. Mai avem oameni din ăștia astăzi? Eu vă spun că nu mai avem. Foarte puțin. Foarte puțin. Și puteam să vă mai aduc și multe alte literatură care sunt dovezi istorice pe care Dumnezeu ni le-a lăsat.
Dumitru Cornelescu, care Cântări creștinești a fost prima dată produsă de el, o am în casă, 1922, cu cărticică micuță. Oameni preocupați, oameni preocupați, oameni care s-au jertfit, oameni care s-au străduit, oameni care și-au dat din viața lor, din banilor, din timpul lor, din anii lor, pentru copiii lui Dumnezeu, pentru oamenii evlavioși. Și oamenii evlavioși se duc din țară, să știți. Și ar trebui să ne doară pentru lucrul acesta. Ar trebui să ne miște lucrul acesta. Și ar trebui să privim la acești psalmi cu foarte mare seriozitate. Și într-un fel să-i asimilăm în noi. Să simțim în felul în care au simțit ei. Să strigăm către Dumnezeu, ca Dumnezeu să ridice și în generația noastră astfel de oameni. Și dacă inima noastră este mișcată de Duhul lui Dumnezeu, de ce Dumnezeu nu ne-ar face pe noi asemenea oameni? De ce Dumnezeu n-ar face din noi asemenea oameni? Care să lăsăm o cărare dreaptă în spatele nostru. Și alți oameni care vor veni după noi să se uite după noi și să dorească să fie ca noi și ca Domnul Iisus și ca alți oameni al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze să prindem la inimă cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt al lui Dumnezeu să facă parte chiar în seara aceasta și tot timpul din rugăciunile noastre. Și dacă nu ne pasă, Dumnezeu să ne dea această durere în inimă. Văzând că se duc credincioșii, evlavioșii dintre fiii oamenilor. Eu vă spun, eu nu mă tem de moarte. Nu știu, poate nu sunt conștient. Eu sunt de acord cu lucrul ăsta. Și chiar când mă gândesc la unii oameni dragi, nu am niciun fel de problemă cu moartea lor. Știu că se duc la Domnul. Și ce-mi pare rău? Eu sunt sigur pentru ei o să fie bine. Îmi pare rău că pe pământ nu vor mai fi oameni din ăștia. Că se împuținează. Și în momentul când a plecat străbunica, a plecat bunicul, a plecat bunica cealaltă, care au fost oameni credincioși, cu cine rămân eu, Domnule? Cu cine rămânem? Asta este durerea. Și ar fi o durere pe care ar trebui să o experimentăm fiecare dintre noi, care să ne miște după aceea la rugăciune și la pocăință. Amin. Amin.